Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. În această seară, cu ajutorul său, vom încheia ciclul de lecții despre gânduri, cu o lecție pe care am intitulat-o Confesiuni și reforme ale gândurilor sau a gândirii. Adică după toate cele ce le-am studiat până aici, să încercăm să facem ordine în minte și să ne ajute Bunul Dumnezeu să o păstrăm curată. Am observat că gândul sau gândirea, fenomenele care se petrec în minte, sunt determinante pentru toată viața, aici și eternitate. În ideea aceasta spun că gândul este ochiul ființei și citim aceasta din cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 6, versetele 22 și 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Cam așa stau lucrurile cu gândirea. Dacă avem o gândire luminată de Dumnezeu, un cuget luminat, știm ce avem de făcut. Dacă gândirea este întunecată, toată ființa este în întuneric. În cartea Proverbele, în capitolul 4, în aceeași idee a controlului central prin minte, ceea ce de fapt este simplu de înțeles, dovedit medical, fiziologic, este scris în Proverbe, capitolul 4, versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. După cum din punct de vedere sanguinic, fără inimă, tot sângele nostru n-ar avea nicio valoare, inima pompează, îl păstrează mereu în formă, să spun așa, pentru tot trupul, la fel, gândurile care controlează întreaga ființă, ne vor păstra sau nu într-o stare bună după voia lui Dumnezeu. Sfințirea gândurilor revine fiecărui individ, pentru că nimeni nu are acces în mintea altuia. Depinde cât de curați vrem să fim. Dacă ținem cu adevărat la mântuire, sau credem că mântuirea este așa, la îndemâna oricui, sau cum spun unele concepții teologice, odată dobândită, nu mai poate fi pierdută. Ceea ce provoacă o viață de visare, de delăsare, fără să te determine să te apropii de Dumnezeu și te păstrezi într-o stare plăcută Lui. Să citim din 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Cuvinte care le-a spus David lui Solomon, verset care l-am mai citit pe parcursul acestor lecții, pentru că așa cum v-am spus, sunt unele versete de referință pentru tema aceasta, care merită știute, aprofundate. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Deci i-a propus David lui Solomon să fie un om profund, dar nu doar în viziunea propriei sale minți sau raportându-se la părerile altora, ci l-a pus pe fiul său față în față cu Dumnezeu. În concluzie, îi spune David lui Solomon, de tine depinde ce va face Dumnezeu pentru tine. Iată finalul versetului. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. Și părăsirea lui Dumnezeu începe de la gânduri. Cum scrie Romanul 1, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. În 1 Timotei, capitolul 1, apostolul Pavel insistă și el pe dimensiunea aceasta internă
pe care trebuie să o avem în prim plan în vedere pentru a ne păstra starea spirituală bună. Să nu se mulțumească nimeni spunând, a, eu pot să-mi controlez gândurile, nu mă scap să vorbesc aiurea, nu afla alții ce gândesc, află Dumnezeu. 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, cuget bun și credințe neprefăcute. Adică rădăcina a ceea ce se va dovedi apoi a fi fructul ca și rezultat ultim, pleacă de la gânduri, de la curăția gândirii noastre. De aceea lecția aceasta se axează pe confesiune și pe reformă a gândirii. Amintiți-vă că uneori Duhul Sfânt ne-a tras atenția că sunt oameni care nu se mărturisesc. Asta știm noi din Scriptură că ar trebui să o facem. Dar Duhul Sfânt a observat că nu o facem și ne-a venit cu o atenționare suplimentară. Și tot aici este scris în versetele 18 și 19, porunca pe care o să o dau fiului Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci nu poți să păstrezi multă vreme credința dacă în minte nu există curăție. Mai merge o vreme și Samson s-a dus o vreme. Dar ca și cu o mașină defectă, un timp mai funcționează, dar rămâne în pană. Un trup bolnav, un timp mai merge, mai mergi pe picioare, dar când a dat cancerul, nu mai te duci cu ani. Să privim mai întâi la identificarea problemelor, adică la felul în care ar trebui să ne cercetăm gândirea. Acum, după ce am parcurs aceste lecții despre gânduri de ură, de mândrie, de păcate imorale, de depresie, am avut și alte lecții despre gânduri de bine și alte lecții care vizau procesele minții. În primul rând, să fim conștienți că un gând păcătos este efectiv un păcat, chiar dacă nu este materializat. Cu mențiunea că aici nu se includ gândurile de ispită. Asta în mod deosebit pentru cei depresivi, cărora diavolul aduce un gând în minte și le spune, ai păcătuit, ai gândit asta. Nu vorbim despre ceea ce își expune diavolul pe taraba lui, ci despre ceea ce noi am cumpărat, am băgat în traistă și am dus acasă. Asta e altceva. În Proverbe, capitolul 16, versetul 30, Solomon scria, cine închide ochii ca să-ți dea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Deci când ai trecut peste avertizarea conștiinței, ai închis ochii. Ca și un copil care vrea să facă ceva și dacă închide el ochii, crede că nici alții nu-l văd. S-a consemnat păcatul. Un caz concret de păcătuire avem în Maleahi capitolul 2. Păcat care s-a materializat apoi, dar pe care Dumnezeu îl suspectează la nivel primar de gândire. Maleahi capitolul 2, versetul 16. Căci eu răz despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră. Oamenii aceștia au ajuns să-și abandoneze soțiile din prima căsătorie și au luat altele din alte neamuri și Dumnezeu avertizează, în mintea voastră ar fi trebuit să fiți atenți și să nu aibă loc prima fază a păcătuirii cu mintea. Atunci când nu mai ești mulțumit de soția ta, când apreciezi pe alta, ți se pare mai drăguță, de regulă o vreme gândurile astea nu sunt demascate. Mai apoi se materializează, dar păcatul este notat în această fază, exact cum spunea Domnul Matei 5, cine se uită la o femeie, nu neapărat și povestește la altul cât e de frumoasă, sau nu neapărat o abordează pe ea în mod direct. Dar păcatul s-a consumat deja la nivel de minte și s-a notat. De aceea Pavel era foarte grijuliu cu credincioșii și citim din 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 3 și 4,
așa ca Iov altădată, care se gândea că fiii lui au păcătuit în inimă. Da, citim de aici, de la Pavel. Dar mă tem ca după cum șarpele a măcit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci, câtă vreme suntem curați în gânduri față de Domnul care ne cunoaște, totul e în regulă. Când diavolul ne strecoară acolo un gând păcătos, când nu mai suntem curați, fie că e vorba de ceva imoral, fie că e vorba de lăcomie, e grav. Aici era vorba de o erezie, de-aia scrie versetul următor. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-am primit, sau altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Deci să nu permitem în gândirea noastră nimic din ceea ce este păcătos pentru a nu ni se nota gândul acela ca păcat. Revin puțin asupra ideii, cum spuneam, pentru cei cu probleme depresive, pe care diavolul abordează cu diferite gânduri și apoi le impută ca și cum ar fi gândurile lor. Numai când cochetăm o vreme cu acel gând, când suntem de acord și când s-a înfiripat sămânța păcatului prin care jubilează în mintea noastră ideea așa ca la Fiul cel Mare, că nu s-a dus cu prietenii, dar și-a dorit să meargă. Și într-un moment de supărare a și spus-o la tată sau că ar fi vrut. Ei, în faza aceea e deja păcat. O a doua conștiență e conștiența puterii de materializare a gândurilor. Despre asta am vorbit noi într-o lecție anterioară, acum folosim ideea pentru concluzii. Să fim conștienți că un gând are mare putere de materializare. Aminteam noi în lecția aceea că este ca un nou clocit. Până la urmă bate puiul în coajă și îl sparge și iese afară, fie viu și se materializează în vorbe sau în fapte. Să citim ca exemplu ceea ce scrie în Geneza 11 despre proiectul și realizarea începută. Mă refer la trecerea în fază practică, situația la turnul Babel, 11:6. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată că de ce s-au apucat acum nimic, nu i-ar putea împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Proiectul din gând Dumnezeu a știut că se va materializa. Amintiți-vă de David care a avut de gând să facă un templu. Chiar dacă nu a ajuns el să realizeze ridicându-l și să-l vadă în picioare. A adunat materiale, a primit proiectele, Solomon la rândul lui, pentru că s-a gândit la aceasta, a ajuns să-l facă. Și mai citim din Coloseni, capitolul 1, unde sunt surprinse aspecte negative, pentru că noi în mod deosebit ne referim aici la păcat, fiind vorba de confesiune. Coloseni 1:21, și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, atenție, prin gândurile și prin faptele voastre rele. Adică acele gânduri au născut fapte. N-au rămas multă vreme gânduri, s-au transformat în fapte. Să ne ajute Domnul să avem biruință în gânduri, să nu se transforme în fapte. O a treia conștiință, conștiența tendinței păcătoase a omului. Prin mintea noastră trec și gânduri bune și gânduri rele. Care tendință este mai puternică în materializare? Uitați-vă la pământ. Ce crește mai ușor, planta care o semeni sau buruienile? Buruienile. Zici că le semeni de 4 ori pe an. Așa e omul, carnea păcătoasă, cu întocmiri înspre rău. Și este atâta ispită în jurul nostru. Dumnezeu ne îndeamnă, diavolul ne presează. Noi credincioșii suntem o minoritate.
lumea din jur este stricată. Să citim din Romani capitolul 1 pentru a vedea că asta a fost tendința dintotdeauna, înspre rău. Citim de la versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Ne gândim la prima pereche și în general la poporul evreu, la oameni. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat, observați tendința, la gândiri deșarte. Și inima lor fără pricepere, aici e vorba de tot ce se întâmplă în mintea omului, s-a întunecat. Versetul 26. Din această pricină Dumnezeu i-a lăsat. De ce? Pentru că era tendința foarte mare. Și Dumnezeu dă libertate omului. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Deci, a rămâne într-o stare bună trebuie să te lupți. A nu mai face nimic, înseamnă să te duci la vale. Frații aveau mai demult un exemplu pentru pocăință, comparând-o cu mersul pe biciclete. Nu mai dai din pedale, case. Vrei să rămâi pe bicicletă, să mergi înainte, trebuie să pedalezi. Altfel nu se poate. Și este scris aici că, pierzându-L pe Dumnezeu, n-au rămas doar așa, goi, fără Dumnezeu și fără diavolul. Scrie în versetul 29 la 32, au ajuns plini tendința foarte mare de acumulare, de proliferare a răului. Plini de orice fel de nelegiuire și enumeră o listă de păcate. În capitolul 2 este scris, versetul 1, că oamenii se judecă între ei, asta e dovada că în mintea lor ceva le spune că nu-i bine, măcar că ajung până în stadiul în care îi laudă pe cei răi, totuși. În mintea lor nu se pierde așa ușor conștiința a ceea ce este bine și respectiv a ceea ce este rău. Și mai citim din capitolul 2, versetul 8, unde este scris, comparați 1 cu 18 și cu 2 cu 8. În 1 cu 18 este scris că mânia Dumnezeu se descoperă împotriva păcatului din start, din faza de gândire, cum aminteam, dar nu se declanșează în faza ultimă decât în urma ceea ce citim în 2 cu 8. Dumnezeu va da mânie și urgie. Sunt doi termeni. Mânie înseamnă pedepse aici, urgie înseamnă o sândă eternă. Sunt diferiți în originalul grecesc. Celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă nelegiuirea, adică se lasă duși, cum scrie și în Vechiul Testament, în nenumărate rătăciri. Să ne ajute Domnul să ne luptăm contra curentului, că altfel apa ne duce în mare acestei lumi și ne inundă, ne umple de păcate. O a patra, conștiență. Conștiența că originea oricărei lucrări bune este gândirea. Dacă vrem să devenim buni credincioși, să ne însoțească faptele bune care vor fi răsplătite, ceea ce avem de făcut mai întâi este să ne curățim gândirea, să avem proiecte bune în minte, să ne ferim de orice gând care are de-a face cu lăcomia, cu părtinirea, cu tot ceea ce este păcătos. Și când mintea noastră va fi curată, drept comparație, când pământul este curățit de rădăcini, se poate semăna, sunt șanse să răsară sămânța bună, e drept că mai apoi trebuie să avem grijă de acea cultură. Dar n-are de unde să iasă planta dacă nu-i pusă sămânța. Și ca să fim siguri că iese ceea ce am semănat și nu vor fi la milimetri și centimetri în jur alte buruieni sau cum se mai întâmplă cu te unul care nu e în temă cu agricultura, îl pui să plivească și smulge plantele. Că nu le cunoaște după frunze în prima fază, care e una, care e alta. Aici vă citesc un verset din 2 Corinteni, capitolul 8,
versetul 10, să știți, s-ar putea să faci ocazional în parte fapte bune, dar să n-ai gânduri bune. Dar asta nu ține mult și nu are valoare. Ascultați. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Cum vine asta să faci fără să voiești? De exemplu, se anunță o colectă pentru săraci. Și ți este rușine să nu dai, sau dai, dar de fapt tu n-ai fi avut pe inimă să dai. O faptă care n-a pornit din gând. Dar asta nu ține mult. Și le spune apostolul, acum ați ajuns voi într-o stare bună, să și voiți, adică să aveți la nivel de gând o intenție bună care să se materializeze atunci când există ocazia. Să citim mai multe versete din Filipeni, că aici avem câteva explicații interesante. Mai întâi, Filipeni capitolul 2 de la versetul 5. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care era gândul Domnului? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică s-a smerit. Și toate acestea până la a lua chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă Domnul Iisus a avut un gând bun și și-a dorit mii de ani să vină pe pământ, când a venit, așa e că a avut un comportament exemplar. Asta a fost singura lui dorință. Domnul Iisus mai întâi s-a înarmat la nivelul gândirii cu tot ceea ce avea să facă. Și a spus, Tată, am venit să fac voia ta, te ascult întru totul. N-a mai stat pe gânduri apoi, fac, nu fac. La nivelul gândirii, cum scrie în al 14, vine stăpânitorul, n-are absolut nimic în mine. Dar dacă în mintea noastră lucrurile nu sunt suficient de clare, atunci vom avea alternanțe, când bine, când rău, depinde de intensitate, de provocarea ispitei. Trebuie să ne fie foarte clar, repet, ca nivel de gândire să avem numai și numai gânduri bune. Și dacă asta va fi din prisos în inimă, în urmă vor fi cuvinte frumoase, că asta ies din prisosul inimii, al minții, vor fi fapte bune. Scrie aici în 4:10, drept un exemplu, filipenii erau buni credincioși. Dacă veți fi atent la tot ceea ce scrie Pavel despre ei, n-are nici o acuzație. Și Pavel nu-i cruța, când au trebuit mustrați corintenii, a făcut-o în ambele scrisori. Ascultați ce mentalitate aveau filipenii. M-a avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțemintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. În 2 Corinteni 8 este scris că au insistat ei să fie cuprinși în acea dărnicie din sărăcie luce. Ce mentalitate de săraci! Să te gândești să ai, să dai la alții. Și dacă avem de-a face numai cu gânduri bune, nu de unde să fie fapte rele. Dacă ar fi să reiau din nou exemplu cu grădina, asta ar însemna să avem grijă ceea ce este în sol, ca nici o rădăcină să nu prindă. Fizic nu se poate asta în grădină, că nu știm ce este în sol, dar noi știm ceea ce gândim, știm. Să nu lăsăm niciun gând. Când apare, să ne luptăm cu el. Nu biruim la mărturisire. Cerem ajutor. Și dacă ne păstrăm mintea curată, vom sta bine și cu credința și cu dragostea și cu nădejdea. Doamne, ajută-ne! Recapitulez aceste patru aspecte de identificare. Să fim conștienți că păcatul se poate consuma și numai la nivel de gând, să fim conștienți că gândul păcătos se materializează repede. Dacă nu ne-am controlat gândul, e mai greu apoi să-ți controlezi vorbirea.
În al treilea rând, să fim conștienți că tendința noastră umană este spre rău. De aceea lupta e cu atât mai mare. Și în al patrulea rând, să fim conștienți că dacă ne vom lupta să avem numai gânduri bune, nu vor avea de unde să iasă fapte sau atitudini rele. Se spune că la o mănăstire era un călugăr care avea cea mai frumoasă barbă din toți călugării de acolo. Și starețul, un om mai bătrân, a observat asta și i-a zis: tu ești foarte mândru și barba asta te ispitește. Te lauzi, o mângâi, te ocupi de ea, ți-a timp. Canon, stai barba. Și-a tăiat-o. Dar starețul l-a urmărit și tot povestea: ce barbă am avut eu. Parcă din instinct așa se mângâia puțin pe piept. L-a chemat la o confesiune și spune: te mai gândești la barbă? Tot ziua. Și zice: tot cu barbă ai rămas. Că dacă nu operăm aici, apoi, dacă numai te bărberești, dar mintea ta n-ai operat, nu se rezolvă problema. Să ne ajute Domnul să facem curățenie în minte. Poate Domnul să ne ajute asta? Poate. Să-i cerem ajutorul să fim conștienți, mărturisindu-ne sincer înaintea lui Doamne: vreau să am o inimă curată. Vin acum într-o a doua parte a lecției noastre cu câteva atitudini recomandate pentru o reformă a gândurilor, pentru o păstrare a lor curate. În primul rând, dacă nu avem gânduri curate și ceva s-a strecurat, și asta se observă atunci când ne rugăm, Domnul ne aduce aminte, atunci când se predică, sau când cineva ne vorbește, sau Domnul printr-un mesaj, sau printr-un vis, că Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul, ceva ne spune: vezi că n-ai un gând bun. Când te uiți în oglindă și se face lumină, îți vezi petele, nu? Observi că ceva trebuie să corectezi. Când observăm un gând rău, să ne mărturisim cu smerenie, să ne vedem ticăloșia, cum scrie în Iacov 4. Și când ne mărturisim, să nu mărturisim numai fapta, că n-am rezolvat problema. Am rupt buruiana și rămâne rădăcină. Să mărturisim și gândul. De aceea se ruga David, citim din Psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, dă-mi un test. Și cunoaște-mi gândurile. De ce, dacă nu rugăm pe Dumnezeu, nu ni le cunoaște? Da, dar asta vrea Dumnezeu, ca noi să ajungem la conștiința asta, că Dumnezeu ne vede, să ne cercetăm. Cu ce scop? Versetul următor. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Dar cum? Dacă nu m-am gândit deja pe calea rea? Da. Sunt pornit deja într-acolo. Și du-mă pe calea veșniciei. Și cine n-are un gând curat, cuget curat, cade de la credință. Că ele Domnului sunt drepte, scrie în Osea, numai cei drepți. Și asta înseamnă o gândire curată, pot să se păstreze. Adaug un verset din Proverbe 20, versetul 9. Aici este o întrebare care e bine să ne o punem din când în când, să ne cercetăm. Știți că Domnul de la început știa care e Iuda, dar de ce i-a provocat pe toți să se întrebe: oare nu sunt eu? Doar așa, să câștige timp? Cred că este necesar din când în când să ne cercetăm. Proverbe 21:9. Cine poate zice: mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Să poți să zici asta, să fii curat așa pe dinăuntru, fii un mare har, ar însemna să fii desăvârșit. Dar dacă tot mereu observăm gândurile care ne asaltează, facem ordine,
Dumnezeu ne va vedea, este ca și într-o casă. Face odată curat și ține 10 ani, se depune praf, cel puțin. Dacă avem de face cu oameni care nu sunt ordonați, curățenia presupune mai multe activități. Dar dacă în fiecare zi, așa ca o bună gospodină, mătură sau cum este acum, aspiră, când fiecare zi spui toate la locul lor, atunci vei avea o casă curată. Dar spuneți-mi, vă rog, n-ar fi o tragedie să avem o casă curată, că ne silim, că suntem în secolul 21, o mașină curată, haine curate, să fim spalați în fiecare zi și numai ultimul loc unde se face în curățenie, unde e mai important? În minte. Domnul compara pe oamenii care pe din afară pozau a fi ceva, dar pe din întru era plin, când le spune din inimă, este toate astea. Cu ce i-a comparat? Mormintele, afară flori și înăuntru să nu escavezi, că trebuie să pleci de acolo. De aceea în împărăția lui Dumnezeu vom avea surprize, că sunt oameni care pe din afară au pozat a fi ceva, dar înăuntru au avut mari probleme. Ce ar fi trebuit să facă ei? Să fie sinceri, să se mărturisească. N-a fost vameșul păcătos? Ba da! Dar s-a căit și Dumnezeu a spus în cuvintele Domnului Iisus că acasă s-a întors socotit neprihănit. Ce har! Domnul să ne ajute să ne mărturisim ori de câte ori suntem vinovați, să ne corectăm ori de câte ori este nevoie. Pe bună dreptate se spune că biserica nu-i muzeu de sfinți, e spital de păcătoși. Și un medic bun merge în vizită, dă tratamente și toți ceilalți care lucrează acolo, fiecare făcându-și partea, de la medic la infirmieră și până la portar, pot să ajute la sănătatea oamenilor. Pentru așa ceva este biserica. O doua atitudine recomandată, deci prima a fost rugăciunea sinceră de mărturisire. A doua, pentru că aici ne împotmolim mulți. Încercăm, vedem că nu putem, unii chiar abandonează și spun nu se poate. Astea-s vorbele lui Nicodim. Cum se poate naște un om bătrân dacă așa a apucat? Mai vine și proverbul românesc, calul bătrân nu-l mai înveți la ham. Domnul Iisus a spus altfel, Nicodim a pus cuvântul poate că nu se poate și Domnul a pus cuvântul poate în altă parte. A zis, dacă nu te naști din nou, nu poți, nu se poate un om să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Nu degeaba și altă dată ucenicii au întrebat atunci, cine poate să fie mântuit? Știți ce a răspuns Domnul? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Deci reforma gândirii, păstrarea gândurilor într-o stare bună este un proces divino-uman, adică e o parte ce revine lui Dumnezeu și o parte nouă. Și se numește înnoirea minții și apoi păstrarea ei, cum spuneam, cu un cuget luminat de Duhul Sfânt și chiar mai mult creșterea în vederea maturității a slujirii. Să citim câteva versete. Începem cu Țefania, capitolul 3, versetul 9. Știți unde e cartea Țefania, da? E mai mică, citim mai rar din ea, dar e tot cuvântul lui Dumnezeu. Atunci voi da poporilor buze curate, ca tot să cheme numele Domnului și să-i slujească într-un gând. O promisiune divină, care se regăsește în Noul Testament, vă citesc din Romani, capitolul 15, versetul 5. Dumnezeu răbdării și a mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus, după gândul lui, pentru ca toți împreună cu o inimă, ceea ce înseamnă cu un gând și cu o gură, exact cum am citit în Țefania, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Rămânem în Romani 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică să ne luăm după lume. Așa fac ei, facem și noi.
ci să vă prefaceți, ceea ce înseamnă să vă schimbați, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine în minte voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci, se poate ca în minte să ai o selecție foarte clară și să ajungi la o gândire plăcută lui Dumnezeu, ca a lui asta înseamnă, și asta înseamnă desăvârșit. Dar cum? Iar mergem la versetele acelea de referință din 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5. Cum, Doamne, că noi suntem înclinați spre păcat, cum să ne păstrăm curați? Trebuie să înțelegem, frați și surori, că procesul nașterii din nou ne poziționează pe o altă undă a gândirii. Un om firesc nu poate. Este ca și cum ai turna apă într-un vas fără fund. Cum o torn, așa se scurge. Dar un om duhovnicesc, când Duhul Dumnezeu preia comanda minții noastre, se poate? Se poate. De aceea, oriunde se întorceau oameni la Domnul Noul Testament, citim că urgent spunea, aveți nevoie să primiți Duhul Sfânt. Fără, nu se poate. 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească. Adică, din punct de vedere fizic, suntem aceiași. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Adică nu doar stoicismul nostru, istețimea noastră face ca să putem controla gândurile. Controlez pe o parte și se vâră pe alta. Căci armele care ne luptăm noi, deci e vorba de lupta la nivelul minții, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Și asta înseamnă prin Duhul care vine în noi. Ca să surpe întăriturile, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime și care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, asta e desăvârșirea, orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Bine ar fi să-l facem rob automat, dar poate uneori ne trebuie ceva timp să-l identificăm, apoi să-l dezarmăm și în final să-l dăm afară. Cum spuneam într-o lecție anterioară, că sunt gânduri care le învingi ușor. De exemplu, îți vine un gând nebunatic, hai să admitem, poate la tineri vine, te duci și câștigi la loterie, îți faci o vilă și faci o biserică în Oltenia, că diavolul nu vine numai cu vila ta, trebuie să aibă ceva așa de provocare. Și poate te gândești, hai să încerc. Dacă tu ești un om cu o gândire bună, vezi, zice, toți oamenii care au câștigat la loterie, știți asta? S-a ales rău de ei. Că toți ceilalți care au pierdut, i-au blestemat. Știați, bani furați. Și spune, am ce căuta eu acolo. Dar pot să fie gânduri care se înving mai greu. De exemplu, dacă ai un temperament mai melancolic și ai primit o veste că ești bolnav, voi... Nu-i chiar simplu să nu-ți imaginezi pe când o să mor cu ce haine să te îmbrace și ce o să leagă de copiii tăi și așa mai departe, că nu sunt toți oamenii la fel. Eu sunt optimist din naștere, dar știu în jurul meu oameni pesimiști din naștere și ăștia așa până mor. La unii lupta e mai greu pe linia asta, la alții în altă privință. Sunt oameni care au luptă mai mare în plan imoral. Alții. N-au nicio problemă. Știu, să zic, copii, asta încă din vremea tinereții mele, care nu aveau treabă cu fetele. Știu cazul unuia care mama s-a se gândea că nu-i normal. Când vedea că... Eu zis odată o fată așa mai zâmbind într-o zi la piață, ce faci? Eu s-a uitat la ea așa ca la un cal care să nu-l zvârlă și zice, vezi de treabă. Ei, dar al băiat, când îl provoacă o fată, neapărat, asta înseamnă și să meargă la o cafea. Vedeți? Dar dacă avem Duhul lui Dumnezeu, ne dă putere.
Am întâlnit situații, oameni care le vedeau gânduri imorale la adresa lui Dumnezeu. Și n-au putut să le învingă până n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Când venea gândul acela, venea peste un duc de rugăciune, se rugau prin Duhul, fugea gândul acela murdar. Dar dacă n-avem putere, imaginați-vă un om deshidratat, s-a mai fost și operat și slăbuț așa de fire, vine cineva la el, pentru că este vorba de unul solid, așa bine făcut, a mai făcut și ceva arte marțiale, fizic vorbind, și Pavel a dat ca exemplu pe ăștia, dar în sens antitetic. Altfel stai de vorbă. Să citim și din Efeseni capitolul 4, pentru a vedea că aici este problema. Dacă vă amintiți, tânărul care a fost duminică seara la Amvon spunea că se lupta și n-avea biruință. Și plângea. A venit vremea când a început procesul acela al nașterii din nou. Și în urmă, știu că am vorbit cu el mai în detalii, îl cunosc mai îndeaproape, a avut biruință peste toate problemele care în tinerețe l-au afectat. Efeseni capitolul 4, citim de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Ascultați ce urmează, când s-a schimbat mintea, când vine Duhul Dumnezeu aici, operează. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci gândești ca Dumnezeu. Cu o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin? Vă citesc și din Petru, 1 Petru capitolul 4. Eu nu spun că gata, în urma acestui studiu, peste noapte toți devenim desăvârșiți. Dar cel puțin, dragii mei, să ne intre în minte ideea că trebuie să ne luptăm pentru desăvârșire. Să nu ne mulțumim cu stări de mediocritate și să acceptăm înfrângere ca fiind ceva obișnuit. Nu! Orice înfrângere este un accident. Nu-i ceva normal. 1 Petru 4, citind de la versetul 1. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Deci aducem arsenal dumnezeiesc în mintea noastră. Căci cel ce a pătimit în trup, adică odată fiind răstignit de firea pământească, a sfârșit-o cu păcatul. Aici în parte e vorba despre Domnul Iisus, în parte de noi, că noi ne unim cu El prin răstignire. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit, și asta e clar că e vorba de noi, în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajungi în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului, ați trăit în fapte vinovate. Versetul 4, de aceea se miră ei, că nu mai sunteți aceiași. Nu, pentru că mintea nu mai ne este aceeași. S-au schimbat lucrurile. E vorba de altă natură. Romani 8 scrie pe larg, puteți citi, reciti acasă, știți textele. Spune acolo, în Romani capitolul 8, versetul 2, despre această biruință. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, deci Duhul care l-am primit în urma ispășirii Domnului Hristos din cer și a revărsării sale, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, omului firesc, deja mai cerea legea. Acum, spune versetul 4, porunca legii, adică se va implementa acel caracter dumnezeiesc, va fi împlinit în noi, care întrăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Știți, fabula aceea că un rac a rugat o broscuță să-l treacă râu și ea a zis, e riscant să mă încurc cu tine că tu obișnuiești să înțepi. Și el a zis, da, interesul meu să trec pe malul celălalt, că acolo e vegetația mai bună. Zis și făcut, au căzut de acord, numai că pe la mijlocul apei racul a înțepat broscuța și în timp ce se duceau amândoi la fund, întreau broscuța, spune și mie care e logica, mor și eu, mor și tu. Și racul zice, aici nu e vorba de logică, asta e natura mea. Să nu spuneți că spun fabule și asta e interzis, că în Ezechiel sunt fabule.
Am vrut doar să scot în evidență acest aspect al naturii. Până nu se schimbă natura, sunt și alte exemple astea foarte practice, reale. Că a învățat un câine să ducă laptele cu un căruț pe două roți, să nu mai ducă femeia plasa și tot l-a dus până când a luat o iepure pe câmp, nu? Sau că a învățat pisica să servească o ceașcă cu cafea și tot a servit până când a văzut șoarecele. Dacă nu-i schimbată natura, dacă nu-i schimbată mintea, apoi ce poți să-i dai peste cap? Spui, măi, gândește altfel. Nu se poate gândi altfel până nu este omul născut din nou. Amin? Un al treilea sfat. Rămânerea în starea de nenăscut din nou, păstrarea gândurilor de păcat, este o autocondamnare înaintea lui Dumnezeu prin însăși enunțul sau observația minții noastre. Asta spune Roman capitolul 2, citim de la versetul 14, când neamurile măcar că n-au lege. Că așa spun unii, nu mă duc la pocăiți ca să nu aflu că după aceea dacă știu mă judecă Dumnezeu, tot te judecă. Numai că dacă ai venit la pocăiți, te judecă mai aspru dacă n-ai făcut, dar te judecă tot, te judecă pe toți. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, sau 2:1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Deci Dumnezeu ne va aduce în condiția aceea de a recunoaște că puteam să ne pocăim și n-am făcut-o. Scrie aici în capitolul 2, de la versetul 18, asta în prim plan pentru noi care cunoaștem, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege, adică în Scripturi, ai dreptarul cunoștinței depline și a adevărului. Adică orice om care a știut mai mult cei ce cunosc Scripturile, mai puțin ceilalți, sunt vrednici de pedeapsă. Și mai sunt două versete în Roman 14 care din nou atestă această autocondamnare. Dar acum este într-o formă neexecutivă. Adică te poate condamna conștiința și tu să crezi că scapi. Roman 14:5. Partea finală a versetului. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Versetul 23, partea finală. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. N-ai ajuns încă la cunoștință? Nu te judecă Dumnezeu ca și pe cel ce a ajuns la cunoștință. De aceea, atunci când spunem o vorbă greșită, când avem un gând rău, să ținem cont de condamnarea asta din minte, pentru că asta va merge, dacă nu, direct la judecată și nu scăpăm. Noi ne scuzăm, dăm vina pe circumstanțe, spunem că și alții sunt la fel de vinovați ca noi. Odată, un bancher a dat o masă pentru prieteni, între care a fost și un medic chirurg. În timpul mesei, consumând pește, bancherului gazdă i s-a dus un os pe gât, dar fiind medicul acolo s-a intervenit, nu chiar ușor, dar până la urmă, având ustensile, problema s-a rezolvat. Și întreabă în final bancherul pe chirurg cât mă costă. Și chirurgul îi zice, să-mi dai un sfert din cât te-ai gândit că ai fi dat atunci când te temeai că mori. Dar cine știe dacă a recunoscut asta bancherul? Vedeți? Noi putem să fim sinceri sau putem să încercăm să ne mințim și pe noi. Și cu atât mai mult pe alții. Numai că se fac procese verbale și ele sunt așa pe bandă rulantă. Și nu scap de ele.
Ca și cum aminteam de frații lui Iosif, au trecut 20 de ani. Faptele, păcatele, n-au termen de prescriere. Rămân în evidența lui Dumnezeu. Și totodată în conștiința minții noastre. Știu bătrâni care vin să-și mărturisească păcate din tinerețe. De aceea să ne pocăim, să nu credem că, trece vreme. Îmi spunea un bătrân de 70 ceva de ani, frate, am trăit așa. Pocăință așa, m-a ușurat. Zice, acum am un stres în fiecare zi că urmează să mă duc la judecată. Și tot fac pe inventare și tot îmi vin în minte faptele mele de o viață. Frate, e bine, pocăiește-te și nu o să-ți mai vină în minte. Dar nu te lăsa în ideea că, poate ne mântuie Dumnezeu așa la grămadă. Nu, totul este individual și la nivel de gând nominalizat. Și un al patrulea și ultim sfat, ca să ne încurajeze să fim membri activi într-o biserică care de fapt este nu doar în avantajul altora, ci în primul rând al nostru. O gândire comună în frățietate. Un mediu spiritual favorizează și simplifică, ușurează munca fiecărui individ în a-și păstra gânduri curate și a trăi în mod evlavios. De aceea, zice Pavel, să ne rugăm să fie o societate în care să putem trăi cu evlavie. Foarte important să fii într-o familie de credincioși, într-o adunare bună, e mult mai simplu. Nu poți să ai aceleași ispite stând pe bancă în adunare, ascultând un studiu biblic sau cântând și rugându-ne, ca și cum ai fi în tribuna unui stadion, nu? Sau la o cafea cu nu știu cine, la povești. Cum să-ți păstrezi gândurile curate acolo? E mai greu. Nu-i destul că suntem bombardați la servicii copiii la școală și ne chinuim sufletul unor calot? Dar măcar să avem mediul nostru unde să ne retragem. De aceea e foarte important să ținem la o atmosferă frățească. Iar cine n-are credincioși în familie, cum spunea Domnul, uite, cei ce fac voia lui Dumnezeu trebuie să fie pentru noi ca și cei din familie. Uite, mama, frații mei, care fac voia Tatălui care este în ceruri. Și într-un asemenea mediu putem să ne ducem credința. Citim din Filipeni, capitolul 2, vă spuneam că a fost o colectivitate de credincioși. Hai să ne lăudăm noi europenii că prima biserică din Europa a fost biserică de pocăiți buni, buni credincioși. Știți că evangelizarea a început în Europa cu cetatea Filipi. Filipeni 2, citim de la versetul 2. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Asta va face ca și cei ce nu sunt născuți din nou, intrând în mediul nostru, să fie cercetați. Dar dacă vine un băiat din afară, lângă ai noștri, și vede când ies în curte, că discute ce film au văzut și la ce sală de biliard o să meargă. Păi îți dai seama că bietul de el nu are șanse să se pocăiască. Dar dacă atunci când vine aici, el află de lucrurile sfinte, e ca și cum a introduce un lemn ud să fie într-o sobă încinsă între 10 lemne care ard întoi, apoi evaporă apa din el, imediat este cuprins și el de foc. De aceea nu indica să se retragă cineva. Scrie în Proverbe, în Eclesiastul 7, să nu fii prea neprinit ca să te pierzi singur, ci e vorba de oamenii care ei cred că singur își pot duce neprihănirea. Nu se poate. Noi avem nevoie unii de alții. Scrie tot aici în Filipeni, vă citesc din capitolul 3, versetul 15. Gândul acesta, observați de gând vorbim, dar să ne însuflețească pe toți. E mult mai ușor când toți au același gând. Bun. Care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina și în privința aceea. Deci cu gânduri sfinte și dacă vreunul n-a fost încă nobilat, să fie și el prelucrat de Duhul Domnului. Sau 4:2 tot de aici. Îndemn pe Vodiaș și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul, o gândire comună.
Și mai adăugăm un verset din 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, încolo. Toți să fiți cu aceleași gânduri. Observați ce sfat binecuvântat. Toți să fiți cu aceleași gânduri. Simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, o, bine într-o asemenea adunare. Vă reamintesc atitudinile recomandate. Rugăciunea de mărturisire este prioritară. Nașterea din nou este imperativă. Nebocăința, acceptarea stelor venoate în gând, este o autocondamnare încă de acum, care va deveni executivă la judecata de apoi. Și în al patrulea rând, nu uitați, un mediu sfânt e propice întregii vieți, de la gândire la faptă. Să încheiem lecția aceasta și tot studiul nostru, conștienți de faptul că fiecare dintre noi avem o dimensiune internă, care este cea reală, care se raportează la Dumnezeu și formează baza relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Duhul se așează în mintea noastră și aici este joncțiunea aceasta. De aceea se ruga David, citim din 1 Cronici 29, într-un moment bun în țară, el care îi spusese fiului său Solomon să fie atent la gânduri. Ascultați un cuvânt din rugăciunea lui, 1 Cronici 29, versetul 17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie și în curăția inimii mele. Adică, Doamne, și cum spune el și în psalm, și gândesc, aceea vorbesc, sunt curat, mă știi. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a catalogat ca atare. Citim și din Evrei, capitolul 4, pentru a fundamenta ideea aceasta a conștiinței că relația noastră cu Dumnezeu nu e de la vorbe. Cum zice Isaia, ăștia mă cinstesc cu buzele, n-are Dumnezeu nevoie de așa ceva. Relația noastră cu Dumnezeu nu e la nivel de jerfe. A spus Dumnezeu, nu mai veniți cu ele. Relația noastră cu Dumnezeu e la nivel de gând, de duh, al minții. Evrei 4 cu 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Și asta ce înseamnă? Versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. De aceea spuneam că în nașterea nouă Dumnezeu rezolvă tot ce e nevoie în gândirea noastră. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dar de ce le judecă? Să ne conștientizeze că sunt rele, să fie eliminate și să ne vină de ele gânduri sfinte. Asta de fapt este și ultima idee, o viață curată pleacă de la gânduri curate. Și astea pot fi obținute prin relația noastră personală, prin Duhul cu Dumnezeu. De ce putem să gândim ca Dumnezeu? Pentru că am fost creați după chipul Lui. Asta înseamnă nașterea din nou, revenirea la chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Dar în egală măsură, dar asta n-ar fi de dorit, o viață de păcat începe tot de la gânduri. Și are grijă diavolul să ne le aducă în minte. Am putea spune că la poarta minții noastre sunt în permanență doi vizitatori, doi domni care își cer drepturile. Domnul prin creație și răscumpărare, Satana prin ispitire în mod abuziv. Totul se decide aici. Cuvântul, fapta și veșnicia. De aceea spunea Domnul Iisus în Psalmul 40, este mesajul profetic, dar de fapt când a profețit David, Domnul era gândul lui. 40:8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele, urmând a fi materializată. Citim din nou versetul acela de referință din Proverbe 14:22. Sper să-l fi învățat pe de rost. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Bunătatea și credincioșia realizează un tandem care evidențiază în mod prescurtat roada Duhului Sfânt.
Când acestea două se întâlnesc, de fapt se desăvârșește și se permanentizează una pe cealaltă. Depinde așadar ce gândim. Și dacă mai este cineva care încă n-a gândit bine, să adăugăm și Isaia 55:7. Să se lase ce rău de calea lui și omul nelegiui să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeu nostru care nu obosește iertând. Doamne, îți mulțumim că prin Duhul ne speli, ne înnoiești și ne înnobilezi cu gânduri cerești. Căci Dumnezeu vrea să ne aibă alături de El pentru eternitate, în acea atmosferă desăvârșită. Spuneam că aici o atmosferă frățească te ajută. Ce va fi în cer, unde lipsește și ispitirea, numai gânduri bune, curate, desăvârșire. Oricine își dorește să ajungă acolo, zice Ioan, oricine ar nădejde aceasta, se curățește. Să ne ajute Domnul și apoi să ne păstrăm curați. Amin.